Ne este alături în această dimineață Alexandru Fifea, Creative Director la Art Hub. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața și bine te-am regăsit! Long time no see, nu ne-am mai văzut, cred că de un an, cam pe vremea asta, se întâmplă cu ultimul nostru întâlnire. August. August. Anul trecut, când lansam festivalul, prima ediție. A trecut ceva. A trecut o viață. Ce mai faci, cum ești? Uite, s-au schimbat foarte multe lucruri, unele în bine, unele în și mai bine. Și eu m-am schimbat un pic, adică sunt într-o variantă mai fresh așa, chiar dacă n-am voce. Ce să zic, Hub-ul crește, festivalul crește. De curând Hub-ul, Art Hub, unde lucrez de niște ani buni, a devenit centru de primire al copiilor refugiaților din Ucraina. Și cam ăsta era subiectul pe care mă gândeam să-l dezbatem astăzi un pic. Dar vorbim despre ce vrei tu, că tu ești gazdă. Bine, vreau să zic că înainte să-mi scrii tu pe Facebook, eu m-am gândit la tine, cred că cu două zile înainte. Că tot ai zis că ești un om schimbat, mi-ai zis că și meditezi, ești într-o stare de spirit foarte bună. Uite, eu zic acum că dacă tot n-ai voce, gândește-te la chakra a cincea și așa se deschide un canal divin și tot gâtul tău se relaxează și îți revine vocea. Înseamnă că tu ești la avansați. Nu, eu port roz astăzi, chakra a șapte, mult mai deschisă în dimineața asta. Vreau să te întreb, care sunt emoțiile tale din ultimele zile? Acum tu, având un contact direct cu acești copii care îți transmit la rândul lor tot ceea ce ei au înmagazinat la nivel mai mult sau mai puțin conștient. Adică e greu de dus, efectiv foarte greu de dus și trebuie să fii tu un pic pregătit dinainte ca să nu te bușească plânsul și să poți să duci emoția asta și să o canalizezi într-un fel bun, într-un fel corect. Pentru că sunt mămici cu copii mici, sunt tot felul de părinți, le citești disperarea în ochi, le citești frica în ochi. Și ce s-a întâmplat minunat pentru noi a fost că am putut să răspundem la inițiativa asta a Liviei Otal de la Médecins du Monde și cred că am fost chiar primii din primul spațiu cultural cu siguranță care s-a pus la dispoziție și a pus la dispoziție nu doar spațiu, ci și resursa umană, că e foarte importantă asta pentru ei, pentru refugiați. Și da, am fost primii, continuăm, ne adaptăm din mers la treaba asta, pentru că noi suntem basically o galerie de artă, teatru și cafenea, tot de asta, toamnă, asta vară. Și suntem foarte la început. Noi făceam party-uri, începeam să creștem spectaculos, îndrăznesc eu să zic, pentru că sunt locuri care au crescut în 2 ani cât am crescut noi din ianuarie până acum când am dat primul party. Și dintr-o dată a apărut această inițiativă la care, cum am zis, am răspuns primii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oferim în primul rând un spațiu safe pentru oamenii ăștia și pentru copiii lor. În primul rând suntem centrați pe copii. Adică am adunat din colectă publică, din donații, foarte multe materiale de lucru, să-i țină ocupați, să le dea ceva de lucru. Sunt părinți care au nevoie de timp, pur și simplu. Vor să lase copiii într-un loc unde îi știu siguri sau asigurați, vor să-i lase o oră sau două ca să poată să respire. Am întâlnit oameni care efectiv nu pot să-și ridice ochii din telefoanele pe care le curg informațiile de acasă, care sunt extrem de greu de privit, de dus, de înțeles. Se mai întâmplă o chestie. Noi continuăm cu partiul, pentru că misiunea noastră cumva e să nu oprim petrecerea orice s-ar întâmpla. Și când spun orice s-ar întâmpla, chiar e orice s-ar întâmpla de acum încolo. Nu o să oprim partiul, nu o să oprim distracția asta și vrem să fie o distracție curată și o distracție mișto, pentru că nu mai încape, și nu la mine, nu la noi în spațiu, nu mai încap goloneala, nu mai încap abuzul, nu mai încap lucrurile astea foarte urâte. Și o să dureze un pic, pentru că noi suntem spațiu pentru refugiați între 2 și 7 și de la 8 încolo încep să vină oamenii să mufează la boxe și party. Iar asta e destul de complicat. Implică curățenie implică restructurarea locului pe loc.
E nevoie de resursă pentru asta și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au donat, tuturor celor care s-au voluntariat pentru noi. Avem aproape o listă de 90 de voluntari în momentul ăsta. Care e foarte greu de cum să spun, de gestionat, nu, să de știi gestionat, când exact, îi chem pe care. Ăsta e cuvântul, da. Și dincolo de asta, repet, un loc în care oamenii ăștia să se simtă că ceva din viața lor așa cum era și care a fost, sunt oameni ca noi. Adică știi, când spui refugiați, te gândești în primul rând, zici, băi, sunt din ăștia sărmani, care nu neg că există. Pe sub valul ăsta de ucrainieni e un val triplu de refugiați din țări subdezvoltate, cu probleme nasoale de tot și care și ei vin. România are o cotă de făcut, știm asta cu toții. Și trebuie să ne adaptăm din mers la lucrurile astea, trebuie să învățăm să fim oameni, să ajutăm punctual unde putem și să adunăm efort împreună ca oamenii să poată merge mai departe și să le redăm un crâmpei măcar din ce era viața lor înainte să înceapă nenorocirea asta. Cred cumva că instinctul nostru de conservare ne determină să nu rămânem ancorați în conflict, în emoții negative. Uite, povestea pe Instagram Madalina Preda, care la fel a făcut eforturi uriașe pentru a trimite alimente și tot ceea ce e necesar la granițe, povestea că are acasă 2-3 familii de mămici cu copii și că mămicile îi pun pe copii să-și facă lecțiile dimineața cu copiii Mădălinei. Scoatem la imprimantă pentru ei. Au teme de făcut pentru că sunt școli în Kiev, sunt școli în Odessa, sunt școli în toată Ucraina care își continuă activitatea. Este dincolo de puterea mea de înțelegere. Cum pot oamenii ăștia să meargă mai departe? Și totuși merg. Și vreau să zic că am avut un caz, poate nu acum, poate mai încolo trebuia menționat, v-am trimis și niște imagini, niște tablouri spectaculoase făcute de o fată care pur și simplu începuse petrecerea, că venea ora, ei terminaseră programul și fata asta, a cărei privire cu greu putea fi dusă, a venit și m-a luat din toată chestia asta, că m-a văzut că sunt fel de bodyguard sau ceva acolo și a început să-mi vorbească fără să se poată opri aia lucrarea ei. Și lucrarea asta a realizat-o în celălalt spațiu al nostru. Noi mai avem un sediu, al doilea, primul cronologic, dar al doilea acum. Dacă vă uitați la lucrarea asta, eu am văzut-o în real life, știi, am văzut-o pe pânză. Am dus-o pe fata asta pentru că vorbea în continuu și mi-a explicat 20 de tipuri de bombe. Nu e un subiect pentru emisiunea asta, știi? Dar nu se putea opri din a-mi explica câte feluri de bombe există și cum când s-a dus ultima oară la supermarket, a dispărut casa. Traversând o piață, când s-a întors, nu mai avea unde să se întoarcă. Wow! Și nu se putea opri, nu se putea. Părinții i-au rămas acolo, prietenul i-a rămas cu arma în mână la Odessa și ea este pictoriță, la fel ca și partenerele mele din Hub, la fel ca și membrii Hub-ului nostru, așa că a trebuit să o scot, să o trec prin petrecerea aia care o agresa. Muzica îi agresează pe oamenii ăștia. Nu pot să ducă muzica. Și am trecut-o prin party, prin holurile de la birouri, în sala mare. Avem o sală superbă, unde acum este o expoziție, se numește Ore Albastre și poate fi vizitată după programul de pe site. Și acolo a început să respire. A reușit să poată să respire și eu a trebuit să stau lângă ea, să o iau în brațe, omenește, să o mângâi pe cap, să-i spun, stai cu minte, liniștește-te, oprește-te. Și a doua zi am dus-o la spațiu și uite-te ce a făcut în 4 ore. Pentru că e nevoia ei, o cheamă Vira, și e nevoia ei de a exprima, de a vorbi, nu mai poate să vorbească decât prin ceea ce face ea sau ce făcea ea. E fotomodel, e o fată superbă, n-am văzut. Și da, am reușit să-i ofer asta, pentru că sunt fel de fel de nevoi. Cineva poate vrea să se macheze, altcineva poate vrea să-și facă unghiile cu ojă, o mămică sau un tătic are nevoie să dea într-un sac de box. Am luat sac de box eu din banii mei și cred că o să ne ajute foarte mult cu firma de la care am luat, nu o să-i spun numele aici, că nu se poate, dar vreau să le mulțumesc pentru că acum, în timp ce mă pregăteam să intru, am aflat că deja au livrat un coleg și că urmează să livreze mai mult. Și le mulțumesc pe calea asta.
deci oamenii au nevoie de un sac de box. Și am luat unul mare, în care vreau să dau și eu, și unul mic pentru copii. Și nu pot să-ți explic ce succes a avut chestia asta la copii. Dau în el și descarcă. Și dacă se descarcă, respiră. Mi se pare fascinant și acum spunem tu că nu e întâmplător faptul că înainte de acest episod în care ești atât de necesar cu această energie pe care le-o dăruiești, n-a fost utilă transformarea ta. Nu se leagă. De foarte multe ori în viață lucrurile se întâmplă și se întâmplă și poate că nu le înțelegi pe moment. Nu știi exact de ce faci asta, de ce e momentul acum să te oprești din prostiile pe care le faci, să te cureți fizic inclusiv, psihic inclusiv și să te canalizezi în altceva, pentru că e nevoie de tine, te afăr la cap și atent și prezent în realitate, nu în niște fumuri și niște avioane din cap, în niște imagini și niște proiecții. E nevoie de tine pe bune. Așa cum cât poți tu să fii cât mai mare procentajul, până la 99,99% să fii acolo. Da, pentru asta ne-am schimbat cu toții din hub și vorbesc și de în primul rând de Elena Andrei și de Nona Șerbănescu, care sunt co-owner la chestia asta împreună cu mine și fără de care nu ar fi posibil absolut nimic și care lucrează de 10 ani, facem 9 ani, apropo, în curând luna asta, se întâmplă Art Hub de 9 ani și suntem axați oricum pe defavorizați, pe medii marginale, pe feminism, pe Roma rights, pe queer rights, care devin în contextul ăsta, noi, ceea ce reprezentăm noi, reprezintă ura cea mai mare a știm noi cui. Îți mulțumesc că astăzi ai venit și ți-ai răpit din timp pentru a le transmite și celorlalți de acasă un mesaj, dincolo de energia pe care o depui, un mesaj de solidaritate. Iată cât de bine și rapid ați reușit să vă mobilizați, să fiți alături de acești oameni care au nevoie pur și simplu de un spațiu în care să intre și să poată să simtă. Să simtă, să nu se mai ascundă. Să se simtă oameni din nou, să nu se mai ascundă. Și în același timp, știi, e foarte complicat și nu există în București, în afară de Hub, Art Hub, nu există un spațiu safe pentru foarte mulți oameni aflați în marginea societății. Oameni greu înțeleși și greu acceptați de societate. Încă, acum, în 2022, când vorbim. Și toți oamenii ăștia cumva vin la noi fără să-i chemăm deja. Vin. Ei apar și știu că la noi e cumva o umbrelă pentru ei. Îți mulțumesc și te felicit. Eu îți mulțumesc din inimă și sper să mai vorbim. Mult spor în tot ceea ce faci. Să nu. Și pentru că am vorbit despre artă, am vorbit despre teatru, despre poezie, nu putem să nu adăugăm aici în categoria artelor care vindecă muzica, iar mai departe îl ascultăm pe Octavian Riu și melodia sa Dacă pariem pe noi. Iată această melodie, Dacă pariam pe noi, o melodie marca Octavian Riu sau domnul doctor, așa cum poate îl mai cunosc unii. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Și noi îți mulțumim, așa, picanteria dimineții, ești tu, medic stomatolog, dar care și-a dorit de mic copil o carieră de artist. Exact. Cum ai reușit să le îmbini pe cele două? Cât de mult timp ți-a luat să ajungi în punctul ăsta în care ești fericit cu ceea ce faci, pentru că e ceea ce ți-ai dorit de mult? N-a fost greu, să știi, că atunci când totul vine din suflet și faci din pasiune, e destul de ușor. E mai greu cu timpul, un picuț, trebuie să mă împart și între pacienți și cu muzica, dar este o vorbă, întotdeauna ne facem timp pentru lucrurile pentru care vrem să ne facem timp. Și eu vreau să-mi fac timp pentru asta, de-aia sunt și aici, acum. Aș vrea să-mi povestești puțin despre mesajul acestei melodii, pentru că nu știu dacă este dintr-o poveste proprie, știind despre tine că ești fericit, căsătorit, ai o soție superbă. Mulțumesc. Nu se referă la nimic neapărat din viața mea, pur și simplu așa ne-a venit ideea să o numim Dacă pariam pe noi. Ni s-a părut o chestie catchy și așa a luat naștere piesa. Nu se referă la nimic din viața mea.
La filmările pentru videoclip, care a fost atmosfera? Te-a ajutat, uite, faptul că ai profesat totuși în zona asta de stomatologie, să poți să ai banii necesari să investești în astfel de producții? Da, să știi că e un lucru foarte important, chestia asta cu banii, pentru că e foarte greu în industria muzicală să le reușești dacă nu ai bani. Nu poți să te afirmi. Uite, chiar și faptul că faci niște drumuri dintr-un oraș într-altul, trebuie să investești în clip, trebuie să investești în cei care îți compun piesa, chiar dacă și tu parțial faci ceva pentru piesa respectivă. Da, e un aspect foarte important ăsta cu banii. Și mă ajută, evident. Ai intrat ușor în pielea personajului, așa, un fel de bad boy, joacă poker, conduce mașini sport. Era mașină sport, că n-am reușit să vedem. Da, era mașină sport. Era mașina mea, de altfel. În mașina mea am filmat. Ei, atunci cred că nu ți-a fost chiar atât de greu să intri în pielea personajului, că tot ai tot exersat cu mașina. Da. Nu, sunt obișnuit cu chestiile de genul actorie. Eu oricum sunt puțin mai actor așa de felul meu. De la ce vârstă ai început, de fapt, să cânți? Care a fost primul tău contact cu muzica? Eu cânt de 23 de ani, 24, aproape de mic copil, de la 12-13 ani cânt. Oho. Am făcut două școli de muzică. Pasiunea mea pentru muzică a început cu un pian pe care l-am ascuns în portbagajul mașinii. Era un pian micuț, așa, cu o octavă, și era pianul unor neamuri de noastre. Și după aia mama mi-a luat o orgă puțin mai mare, apoi a văzut că știu să leg niște note pe acolo, m-au dat la pian, dar mie nu mi-a plăcut la pian, pentru că deasupra, de la joaca aia, cântăm frumos la orgă, am văzut că e mult de studiu, multe note de învățat, teorie muzicală, cu toate astea am făcut. Și am zis mamei că vreau sus, la sala de canto, deasupra mea tot timpul s-auzeau colegii mei cum cântau. Și m-am mutat de la pian, m-am mutat la canto, am înghețat cumva anul acolo și am luat-o de la capăt cu canto. Și am terminat școala de canto la Tulcea, apoi am venit la Constanța să încep facultatea și am început încă o dată școala de muzică acolo și am terminat-o și acolo, pentru că la momentul ăla, când te duceai la un festival de muzică sau la un concurs de muzică, trebuia să fii reprezentat de o școală populară de artă, cum este, încă sunt școlile astea populare de artă. Și m-am apucat și am mai făcut încă o dată școala aia. În primii trei ani de facultate mergeam și la facultate, mergeam și la școala de canto și cântam la fel și fel de spectacole prin Constanța și prin alte orașe. Am cântat. Sunt curioasă, de ce n-ai mers pe drumul ăsta cu muzica și atât? De ce ai simțit nevoia de facultate, de o carieră în zona medicinei? Păi eu am vrut inițial să dau la conservator, numai că, exact ce vorbeam mai devreme, de bani, nu am avut bani, nu mi-am permis să dau la conservator. În Constanța era conservator doar pe muzică clasică și nu voiam să dau la muzică clasică, iar la București conservatorul la vremea aia era 100 de milioane. Oho. Era foarte mult, adică echivalentul la acum, ca și cum ai dat, nu știu, vreo 300 de milioane, să zicem, pe an. Și nu aveam de atâția bani. Și am intrat la medicină. Este o poveste puțin mai lungă. Eu am ajuns medic din întâmplare. Deci nu e ceva la care visai neapărat, nu, din copilărie? Și cum te întreabă, și ce o să te faci când o să fii mare? Nu, eu tot timpul mi-am dorit să mă fac cântăreț, să fiu artist, dar nu mi-am permis financiar chestia asta. Pentru că ăsta este adevărul. Nu ai bani, nu stai în față. E simplă treaba. Cine te-a susținut în toți acești ani? Cine te-a ajutat să mai pui așa câte o cărămidă la visul tău și ți-a fost alături și te-a susținut? Cred că în afară de soția mea, nimeni. Ai părinții mei nu au părut foarte interesanți așa să mă ajute cu chestia asta cu muzica. Bine, nu neapărat financiar, măcar să mă susțină moral și tot. Dar soția mea m-a susținut și mă susține și în continuare. Ce pregătești mai departe după această melodie? Că spuneai înainte de a intra în direct că deja ai gata altă melodie. Nu este gata, încă lucrez la ea. Momentan lucrăm la versuri. Lucrez la versuri, că versurile le fac eu. Nu știu nici cum se va numi, sincer, dar vreau să fie ceva mult mai tare decât dacă pariam pe noi. Vreau să rupă topurile puțin. Da, eu vreau să bubui așa, să mă duc acolo sus direct. Consider că ai așteptat suficient de mult? Băi, cred că prea mult. Cred că trebuia să încep mult mai devreme. Dar nu, e ok și acum sunt destul de tânăr, n-am 50 de ani ca să spun că este târziu, este ok pentru mine, mă simt împăcat cu gândul ăsta. Ba mai mult de atât, cred că pe de o parte este și momentul cel mai potrivit acum, pentru că, hai să zic, de ce în ultima perioadă am început să studiez puțin mai mult, adică să o duc puțin la nivelul ăla de studii aprofundate. Trebuie să știi să cânti, nu,
Nu e cum cred cei de la, care se uită la televizor sau pe telefon. Ai, domne, că toate se fac din calculator. Iată că nu se fac toate din calculator, că dacă nu ai voce și dacă muzica ta se face toată din calculator, ești ca un balon de săpun. La un moment dat se sparge, știi? Când trebuie să susții un concert live sau ceva. Vezi, asta a fost avantajul. Că eu am cântat foarte, foarte mult live. Peste tot am cântat live. Și mi-e foarte ușor să cânt. Adică chiar am învățat să cânt. Așteptăm următoarea ta melodie și îți mulțumesc că ai venit în această dimineață. Cred că lucrurile se întâmplă la timpul potrivit. Am făcut eu așa o socoteală, dar nu pari de vârsta pe care o ai în realitate, așa că îți doresc mult succes și să ne revedem aici la matină. Mulțumesc, cu siguranță o să ne mai revedem. La următoarea piesă promit că vin aici. A promis, s-a înregistrat. Promit, da. S-a înregistrat, a promis și mergem către zona minunilor în această dimineață. Colegii noștri de la After School Învățăm Împreună prezintă de fiecare dată lucruri interesante. Ionuț Vecheru, colegul nostru, face o treabă minunată și povestim despre cele 7 minuni ale lumii, dar doar despre 3 în această dimineață, pentru că vor mai urma. Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm Împreună. Astăzi vreau să intrăm puțin în istorie, dar și în geografie și să aflăm care sunt cele 7 minuni ale lumii. Cea mai veche versiune cunoscută a listei îi aparține lui Antipater din Sidon și a fost elaborată în secolul al II-lea înainte de Hristos. Se pare că se bazează pe ghidurile populare printre călătorii eleni și cuprinde doar clădiri din jurul Mării Mediterane, unde siguranța călătorilor era oarecum asigurată. Cele 7 minuni erau considerate minuni deoarece erau populare printre destinațiile călătorilor. Toate minunile erau construcții făcute de om. Destinațiile naturale nu erau incluse, nefiind populare. Prima mare minune apărută este Marea Piramidă din Giza, numită și Piramida lui Cheops. Este localizată pe platoul Giza, orașul Giza, necropola anticului Memphis, actualmente parte a capitalei Cairo. Despre această piramidă, în lecția de astăzi, Marcel o să vă spună mult mai multe, cât și despre toate piramidele egiptene. Eu o să vă povestesc despre această piramidă a lui Cheops ca o mare minune a lumii. Aceasta este singura minune a lumii care nu necesită descrieri ale istoricilor din antichitate sau ale poeților. Este singura minune a lumii asupra căruia nu se fac speculații referitoare la formă, mărime și prezentare. Este totuși cea mai veche și singura care a supraviețuit timpului. Contrar părerii generale, numai Marea Piramidă a lui Cheops, nu toate cele 3 mari piramide, se află pe lista celor 7 minuni ale lumii antice. Marea Piramidă din Giza a fost cea mai înaltă construcție din lume mai mult de 43 de secole, până în secolul al XIX-lea, în 1889, când a fost construit turnul Eiffel. Avea la început 146 de metri, astăzi 138 înălțime. Fețele piramidei erau placate cu plăci șlefuite din calcar. A fost construită de faraonul Khufu din a IV-a dinastie în jurul anului 2560 înainte de Hristos, pentru a servi drept mormânt acestuia. De-a lungul istoriei, piramidele din Giza au stimulat imaginația oamenilor, acestea numindu-le grânarele lui Iosef sau munții faraonului. Când Napoleon a invadat Egiptul în 1798, mândria resimțită de el atunci când a fost exprimată în faimosul citat Soldat du haut de ce piramide, car un siècle ne contemple. Soldați, 40 de secole ne privesc din vârful piramidei. În ultimul an s-au mai descoperit încă 3 sau 4 camere, în apropiere de camera funerară, într-una fiind corabia regală, iar celelalte sunt în curs de explorare. Dezvăluim poate ultimele secrete ale Marii Piramide, tezaurul și mumia faraonului. Astăzi, Marea Piramidă este inclusă împreună cu celelalte piramide și cu Sfinxul în regiunea turistică a platoului Giza. De asemenea, în zona aceasta se află muzeul ce găzduiește misterioasă barcă solară, descoperită abia în 1954 lângă partea de sud a piramidei. Această barcă se presupune că a purtat corpul lui Khufu în ultima sa călătorie, înainte de a fi mormântat în piramidă.
Se poate, de asemenea, să fi servit și ca mijloc de transport în viața de apoi, conform credințelor antice egiptene. Grădinile suspendate ale Semiramidei sau grădinile suspendate din Babilon au fost construite de regele Nabucodonosor al II-lea pentru una dintre soțiile sale, Amitis, Amuthea, după o veche legendă. După informațiile istoricului Diodor din Sicilia, uriașele grădini ocupau o suprafață de 15.000 de metri pătrați și se ridicau în patru terase până la 77 de metri înălțime. Pe terasă erau plantați arbori din mai multe specii, unii dintre ei fiind înalți de 24 de metri. Erau udați de pompe cilindrice, al căror secret nu se cunoaște încă. Sub terase, sprijinite pe mai multe coloane, se găseau camere răcoroase pentru familia regală. După unele relatări, se pare că vestitele grădini au fost dărâmate de perși în timpul ocupării Babilonului, tot atunci fiind dărâmat și turnul Babel. Construcția grădinilor suspendate din Babilon trebuie apreciată prin prisma încadrării lor în mediul înconjurător. Clima caldă și uscată, peisajul arid și obiceiurile locuitorilor ai Mesopotamiei. La popoarele orientale din antichitate, noțiunea de grădină era legată de ideea supremei fericiri omenești. Această mentalitate a făcut pe vechii perși să numească grădinile lor raiuri. Pe terenul vechiului Babilon, astăzi este un deșert, aproape total lipsit de vegetație. Terasele grădinilor au dispărut de multă vreme. În locul splendorii de altădată, deșertul dă o impresie de tristețe. În vârful unei coline mai există un arbore secular, un alteh, considerat de unii nostalgici ca fiind o ultimă rămășiță a faimoaselor grădini. Templul lui Artemis din Efes, cunoscut și ca Templul Dianei, a fost un edificiu antic grec construit pentru zeița Artemis. Templul a fost ridicat în anul 550 înainte de Hristos în Efes, oraș aflat atunci pe teritoriul Imperiului Babilonian. Templul zeiței Artemis din Efes se află la 50 de kilometri sud de orașul Izmir, Turcia. Din templul original nu au rămas decât foarte puține relicve. La 21 iulie 356 înainte de Hristos, templul a ars într-un incendiu. Se spune că un om numit Herostratus a aprins focul și că el a murit în foc. Istoria acestui om este una din cea mai dramatică și plină de învățăminte din antichitate. El nu se deosebea prin nimic de semenii săi, însă în dorința ca numele său să fie păstrat în conștiința oamenilor și în istorie, a comis acest act criminal. De aici a luat naștere expresia slavă lui Herostrat. Legenda spune că în noaptea în care templul a ars, s-a născut Alexandru cel Mare, iar Artemis a fost prea ocupată cu nașterea lui și nu a avut grijă de templu. După săpăturile arheologice din secolul al XIX-lea, respectiv al XX-lea, multe dintre comorile vechiului templu, printre care statui, vase și bazoreliefuri, au fost transportate la British Museum din Londra și la Muzeul de Arheologie din Efes. În prezent, vechiul sit al templului atrage în continuare mii de vizitatori anual datorită importanței sale majore. Ei bine, astăzi am acoperit primele trei minuni ale lumii, după data construcției lor. Vă aștept și în edițiile viitoare pentru a afla și celelalte patru minuni ale lumii. Astăzi se întâmplă o super revedere și ca să vedeți că telepatia funcționează, ne-am îmbrăcat la fel. Bună dimineața, Cisca! Da. Neața, neața, dar cine m-a sortat? Eu cred că aceasta e culoarea primăverii. Și de asta cred că o purtăm. Posibil. Da. Am înțeles că se activează chakra a șaptea, ceva de genul ăsta. Mi-mi plac super mult pantalonii tăi și de asta am vrut să începem super. Așa. Sunt super, super curajoși. Să știi că am venit, inițial am venit cu astea așa. Și după aia ai decis să... Păi nu, că în emisiune, pe stradă, nu puteam să umbl așa despuiată, așa că am preferat să deschid fermoarul doar când intru în platou, că după aia se strânge. Și după aia revenim la viața de zi cu zi, suntem oameni normali. Da, 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 e un fel, mi-mi place că e gen costumul lui Superman ăsta. Da, exact, chiar pare. S-a activat costumul de scenă, am desfăcut, țac,
I-a făcut pantalon normal și toată lumea e fericită. Mi se pare foarte, foarte interesant outfit-ul tău și mi se pare că se potrivește. Mulțumesc mult. Să știi că îți spun ceva, dau din casă. Noi te-am tot analizat la Insta Fashion. Noi avem o rubrică joia. Zău? Da. Și de fiecare dată ai luat coroniță. A fost foarte bine. O, Doamne, ultima ta ținută, mulțumesc! Ce ultima drăguț. Ta ținută a fost o ținută într-o rochie verde. Verde, da, verde, da, superbă, la un eveniment. Superbă. Deci ai, o, Doamne, deci n-am luat vreun... cu brio. Niciodată. A. Niciodată. Dar chiar dacă luam, să știi că eu accept criticile. Știu. Tocmai da, am zis să aleg oameni care nu se supără. Mulțumesc și, din suflet, dar apreciez. De fiecare dată ai trecut testul cu brio. Să te rog să luăm și loc să ne și relaxăm așa. Da. Pentru că absolut. Noi vom porni într-o călătorie alături de tine dimineața asta. Ne duci tocmai în Ankara. O, Doamne, da. Acesta a fost... Stai, să nu fac vreo prostie cu lavaliera. E foarte ok. Să nu supăr pe nimeni. Vreau să zic că da. Și pe mine mă fascinează toată... zona aia plină de mister, plină de istorie la urma urmei și de oameni faini pentru că, și de cultura din zona aia, așa că am fost motivat să lansăm această piesă. A adus și titlul piesei Ankara, care are succes exact în zona cu pricina în Turcia și mă bucur foarte mult că oamenii au rezonat cu conceptul și cu ideea și cu piesa. De fix aseară am mâncat o baclava și m-am gândit la tine. Mi se pare că... Știi că e bine baclava. Dacă încep și dimineața cu baclava, e să știi mai că bună e mai ziua. Bine. E mult mai bine. Știi de ce? Că ai energie, ai alt vibe pe parcursul zilei când mănânci dulcele dimineața. Dar tu poți să mănânci dulce și seara, îți permiți. Nu e cazul tău. Amândouă ne permitem, dar amândouă știm că e cel mai bine să mâncăm dimineața. Dimineața, da, exact. Da. Aș vrea să îmi povestești puțin cum simți că e anul tău până acum. Eu simt așa, un an karmic. În sensul că, nu știu, nu cred că e corect să zic karmic sau nu. Trebuie să mă consult neapărat cu preoți, cu astrologi. Habar n-am, dar trebuie să întreb pe cineva, bă, ce mi se întâmplă? Anul acesta, și a început din 2021 și a continuat în 2022, au avut loc niște schimbări din astea radicale care au durut. Pe multe planuri, cel puțin pe planul profesional. Vreau să zic că am primit și pe personal, am primit niște lovituri de la niște oameni care mi erau foarte aproape, care erau practic, nu știu, mâncam din aceeași farfurie, să zic așa. Slavă cerului, nu e soțul și familia îmi sunt ok și îmi sunt alături necondiționat, mulțumesc cerului că e așa. Dar mai lipsea să mai zică și ei, că nu mai vorbesc cu mine. În rest, să știi că am avut parte de... Eu nu le numesc lovituri. A fost așa o selecție. Eu mereu am afirmat faptul că n-am fost nevoită să dau la o parte oamenii din viața mea. Și au plecat ei singuri pentru că, nu știu, sunt eu genul de om de care te lipești doar dacă ești pentru mine și dacă este să fim unul pentru celălalt. Dacă nu, oamenii nepotriviți pleacă. Anul ăsta chiar a fost la modul așa... Una după alta? Una după alta, deci efectiv le-am primit, dar mulțumesc și sunt recunoscătoare. Adică chestia, acum n-am mai fost nevoită. Înainte îmi puneam semne de întrebare. Bă, dar persoana asta oare e potrivită? Oare să încep o colaborare? Oare e ok să nu ies șifonată din treaba asta? Uite că m-am rugat să primesc niște răspunsuri, dar le-am primit prea agresiv. Le-am primit în stilul propriu și caracteristic, pentru că așa sunt și eu dintr-o bucată și e mult mai bine așa. A fost un an în care mi s-a răspuns la foarte multe întrebări, dar eu cred că urmează ceva tare bine după chestia asta. De obicei când ți se arată lucrurile așa, ai cum să faci un plan cu mintea limpede, să vezi cine e lângă tine, cine nu, de ce resurse ai și de ce resurse nu dispui și e foarte bine că poți să pleci la drum cu chestia asta. Mi se pare că tu ești un mix foarte interesant între zona aceasta artistică și foarte multă rațiune. Pentru că sunt și oameni pătimași care pic așa... Eu rațională? Da! Nu! Da, pe bune! Sunt oameni care în momentul în care primesc niște lovituri de la viață se lamentează, se întreabă, Doamne, dar de ce mie? Dar mă mai întreb și eu. Te mai întreb, dar tu și culegi lecțiile pe care le primești. Zim ce te motivează. Nu avem de ales. Nu avem de ales. Păi eu sunt cameleonic așa, mă adaptez situațiilor. Nu știu cât e de ok să zic, dar am loialitatea, nu știu, loialitatea cred că e cea mai mare calitatea mea.
Eu niciodată n-am întors spatele și eu nu pot să vând pe nimeni cum ar veni, indiferent dacă am avut foarte mult de câștigat, la mine loialitatea e cea mai mare calitate. Și voi rămâne așa pentru că nu o să vreau să mă schimb pentru nimeni, pentru că, nu știu, am oameni în jurul meu care merită toate lucrurile astea. Dacă ceea ce nu găsesc motivație în mine, găsesc în cei din jur, apropiați. Că am oameni care, pentru care merită să lupți, merită să te trezești dimineața, merită să fii motivat să faci anumite lucruri. Îți dai seama că eu sunt așa, că nu am copii, dacă noi avea copii, cam care o să fie motivația și care va fi ambiția mea. E pur și simplu că trebuie să învățăm. Toate lucrurile astea ne vin pentru că noi trebuie să culegem niște învățături din toate aceste lucruri. Dacă cedezi la fiecare, înseamnă că n-ai învățat nimic. Acum, după discuția asta, cum mai zice că a venit melodia Ankara în viața ta? Tot la fel ca un răspuns al unei dorințe pe care eu am adresat-o la un moment dat. Vreau o piesă așa, vreau, pentru că colaborarea în piesa Ankara a fost cu producătorul, cu Marius Dia, dar și cu marele producător Munoar. Cristian Tarcea, el a făcut Lost in Istanbul, a dat niște hituri care au sute de milioane de vizualizări, sute, nu zeci de mii. Și un om foarte talentat, un om care a fost numărul unu în India, în Turcia, peste global vorbim. Și mi-am dorit foarte mult colaborarea asta și a venit așa. Eu mă întâlnisem cu colegul meu să facem cu tot o altă piesă. Și am tras la un moment dat un demo, am ideea asta de piesă, mi-a zis Francesca, hai să o dezvoltăm și să o trimitem mai departe, poate o vindem cuiva, adică nici măcar nu era neapărat... Nu o făceai pentru tine? Nu! Wow! Se întâmplă de foarte multe ori să nu fac o piesă pentru mine și să o iau eu până la urmă sau să fac o piesă pentru mine, să muncesc și să o ia altcineva, mi s-a întâmplat. Iar asta a fost la capitolul lovituri, dar nu e, învățăm din tot. Vreau să zic că această piesă a pornit cu, de la o strofă și o de la ideea asta de refren și mergea Ankara. Na 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 Ankara. Bun. Hai, în jurul Ankara să construim versurile și am luat Years ago I was so in love și am construit tot străzile din Ankara cu povestea de dragoste a fetei neîmplinită și așa mai departe. Adică am transpus o poveste trăită cumva pe străzile din Ankara, rămasă acolo și cumva neconsumată. Hai să ascultăm și noi melodia și să povestim și despre videoclipul. Ascultăm chiar acum pe Cisca și melodia Ankara și reveniți, rămâneți de fapt alături de noi ca să povestim și despre videoclip și despre planuri pentru 2022. Noi am tot povestit și avem și informații noi să vă spunem. Așa e că ne reîntâlnim cu tine pe scenă anul acesta? Da. Au început să vină evenimente și abia aștept. Mi-e dor de oameni, mi-e dor de concerte, mi-e dor de... Să știi că mi se pare ciudat acum, e foarte trist ce zic, dar mi se pare ciudat că am ajuns la performanța de a mă uita la filme și să mă întreb, dar cum a intrat ăla în bancă fără mască? Adică da, știi. Cred că e un șoc, nu sunt obișnuită ca oamenii să nu poarte, să mă uit așa în jurul meu, mi se pare ciudat, dar e bine, mi-am dorit atât de mult momentul ăsta să ajungem, nu cu situația asta care este actuală, dar... Măcar să mai respirăm puțin. Da. Da, e ciudat și mă mai uit la seriale și când îi văd că se îmbrățișează, îmi vine să mă duc să-i despar, n-aveți voi. Da, n-aveți voi. Să stea de stand, da. Ei, nu, Doamne ferește. Eu cred că oamenii nu trebuie să stea departe unii de alții. Eu cred că oamenii, nu știu, o îmbrățișare, nu știu, nu o ai cum. Adică nu... Sunt de o părere diferită. Eu cred că trebuie să ne iubim și să ne susținem și să ne distrăm în orice situație și în orice condiție. Trebuie să trăim prezentul și să trăim ziua de astăzi, așa frumoasă cum e, și să mulțumim că ne-am trezit, că suntem ok. Și să ne facem totuși planuri. Da! Să ne lăsăm așa cuprinși de presiunea aia, n-am reușit până acum. Ce ți-ai propus anul acesta? Ai avut așa un moment în noaptea de Revelion, că să tu zici. Doamne, deci la mine sunt consacrată. Toată familia mă știe că eu ziua aia dinainte de Revelion, indiferent că am cântare sau nu seara, că după ce așa se întâmplă de Revelion, eu în timpul zilei, 2 ore sunt indisponibilă pentru că îmi fac lista de dorințe. Lista cu 300 de dorințe. Wow! Da, le mai completez, îți dai seama, mai scriu pe parcursul anului, dar în seara aia termin lista.
Și categoric, mi se îndeplinesc majoritatea. La mine planul e destul de bine făcut și nu. Adică eu sunt genul de om care se ghidează după instinct, se lasă mânată cumva de sentiment, dar partea rațională din mine își face planul. Adică automat eu îmi fixez target, uite, pe săptămână și pe lună. Și mă ajută foarte mult chestia asta, foarte mult. Pentru că în momentul în care zic, bun, săptămâna asta am atâtea întâlniri, am de mers la atâtea emisiuni, vreau să merg de atâtea ori la sală, vreau să apuc să, nu știu, să țin post sau să mănânc vegan sau să țin nu știu ce sau să nu mai mănânc dulce, sau, adică un target de genul. Și știi că e foarte, și sfătuiesc pe toată lumea să fac chestia asta, e foarte împlinitor și satisfăcător ca la final de săptămână să vezi că majoritatea sunt bifate de acolo. Și pe luna la fel, pentru că în felul ăsta te ții de treabă. Așa funcționează la mine, nu știu la alții, dar la mine așa funcționează lucrurile. Să știi că și eu fac asta și am primit un secret din partea ta în această dimineață. Eu mă concentram mai mult pe ce nu bifam în săptămâna respectivă și plecam cu motivația jos în săptămâna următoare. Uite, e mai bine să te concentrezi pe ce ai reușit. Ce ai reușit, pentru că în momentul în care tu treceți acolo și întâlnirile pe care în mod normal nu le scrie, pentru că așa e o oră, două din viața ta care s-au alocat pentru acea întâlnire. Cu un prieten, cu un colaborator, eu le notez pe toate. Uite, faptul că trebuia să vin aici, e totul notat, în telefon, într-o agendă, orice. Și la final, când e bifat totul, indiferent că a trebuit să fac niște filmulețe de TikTok într-o seară, mi-am alocat două ore pentru chestia aia. Bifat, am făcut-o și pe asta. Trebuie să-l sun pe Xulescu. Bifat, asta îl fac pe săptămână, nu mereu apuc să notez, dar reușesc să văd, așa mă organizez. Uite, am uitat să fac asta. Hai să fac data viitoare asta. Sau mă concentrez, bineînțeles. Săptămâna ce urmează, ce n-am reușit să fac săptămâna trecută? Hai să vedem. Trecem ca target și pe săptămâna asta și adăugăm. Și funcționează și lunar, și la 3 luni, și anual. Și cumva când tragi linii, ești mândru de tine și îți crește și stima de sine și te uiți altfel în oglindă. Absolut, absolut, absolut. E altceva, e altfel. E mult mai bine. Zi-mi tu, că sunt curioasă acum pe final, ce-ți zici ție dimineața când te trezești în oglindă? Cum vorbești tu cu tine? Uneori. Eu sunt un om sincer și nu vreau să bat câmpii. Uneori vine să sparg oglinda. Avem și zile bune și zile proaste. Zile mai puțin bune, nu? Să nu le numim zile proaste. Prima dată, eu mă rog în fiecare seară și în fiecare dimineață, spun o rugăciune. Și în fiecare dimineață și în fiecare seară, când închid ochii și când îi deschid, mulțumesc pentru familia mea, pentru patul în care dorm, pentru mâncarea din ziua respectivă și pentru casa în care stau. Faptul că am avut un acoperiș și am avut ce mânca. Și faptul că ai mei sunt sănătoși și că eu sunt sănătoasă. Dimineața la fel. Mulțumesc că m-am trezit sub un acoperiș, că am o familie care e sănătoasă, că eu sunt sănătoasă. Și după aia, următorul pas, că mă mai enervez, mai se agață ciorapul la noptieră, ne mai enervăm. Nu toate zilele arăs la fel de bine, uneori îți vine să spargi oglinda, alteori îmi vine să o pup, pentru că am și o mică doză de narcisism acolo, n-ajung până în punctul de a pupa oglinda chiar, dar nici în punctul de a o sparge, înțelegi? Sunt un om normal. Și negociez cu tine în fiecare zi. Exact, exact. E un gând cu care aș vrea să rămânem acum pe final de emisiune, să fim recunoscători în primul rând și îți mulțumesc că ai venit astăzi. Și te aștept cu drag de fiecare dată să nu mai treacă așa un an și ceva de la ultima noastră revedere. Îmi doresc și eu să pot să le împac pe toate. În unele situații nu decidem noi, pentru că în unele situații timpul e prieten, în alte situații timpul nu e așa prieten. Și găsim o modalitate. Da, dar găsim cu siguranță. Te pup. Ne luăm la revedere în acest moment și mulțumesc tare mult Kinga Varga pentru că, iată, am reușit să mă asortez în această dimineață cu Cisca. Vă mulțumesc vouă că ne sunteți alături și mâine dimineață ne revedem, bineînțeles, la 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Zi frumoasă tuturor! Bye, bye, bye.